Ce ai zis, Casian? Merge treaba? Dragii mei, unde te duci? Vin aici lângă inimioară, vin că despre asta e vorba. Dragilor, azi vă vindem, uite asta vă vând, inimioare vă vindem azi. Dar la cum o facem noi, o să ziceți că nu suntem serioși. Dragii mei, dacă aveți așa ceva, și aveți așa ceva, că toată lumea are așa ceva, dacă aveți suflet, nu vă lăsați păcăliți de cei care vin să vă vândă minciuni. Azi vorbim despre o minciune, despre o înșelătorie, un scamming atât de bine pus la punct și atât de evoluat și atât de, cum să zic eu, de sensibilos, încât n-ai cum să scapi, fără să vrei. Și ghici ce? Ghici ce? Ghici când ți-l bagă sub nas. Casian, când ți-l bagă sub nas? Când ești la masă, mă, când stai cu familia la masă. Te-ai scos tu seara într-un mall, așa stai cu familia la masă, ia, așa mâncai și doar îți pac și vezi, ți-l bagă sub nas. Și tu ești așa la modul ăla, te simți bine, ești bucuros, că încolo, mă, ce vrei, mă, hai mă, tata, ajută și tu pe oamenii ăștia năcăjiți. Stați să vedeți ce se întâmplă și de ce trebuie să fiți. Noi tragem un semnal de alarmă astăzi. Dacă va fi să fie, va fi să fie. Dacă nu, asta e. Share și like obligatoriu. Distribuiți ca să vadă cât mai mulți dintre prietenii noastre ce se întâmplă și ca să fie atenți. Pentru că doar o întrebare poate ajuta foarte mult. Și pe noi și pe alții care vor să ajute, dar nu o fac pentru că se duc bani în altă parte și pentru ei că își dau seama că s-ar putea să fie grav. Iar poliția, cred eu, că ar trebui să se implice mai mult. Haideți să vedeți materialul și la sfârșit comentariile sunt ale domniilor voastre. Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Mamă, ce aici? Oleu, cum arată! Spartă în două Suceava asta. Spartă în două. Rămâne după pădița lungă praf și pulbere. Dar nu numai despre praf și pulbere vorbim azi, vorbim puțin despre corazon și despre șoric. În această dimineață, dragilor, stau de vorbă frumoasă asta dimineață. Aici unde I love Suceava și numai noi iubim Suceava, multă lume iubește Suceava, dar să vedeți din ce motiv iubește Suceava. În această dimineață, cu încă, mai sunt vreo câteva zile și îi schimbăm statutul, încă activistul sucevean, Andrei Bacuș. Bună dimineața, domnul Bacuș! Bună dimineața, domnule Chiera! Bună dimineața, Casim! Iar ați venit să-mi cereți bani? Bună dimineața, România! Ce îmi cereți acum? Semnez, iar îmi cereți bani. Ce-i asta? V-ați scris numărul aici? Chiera Suceava. Chiera Suceava. Chiera Suceava. Vreți să donați o sumă de bani pentru cât se trebuie aici? Cât mai mult? 30.000 de... Pune 30 de milioane de euro. Da, fără număr. Din partea la domnul pe care să știe, fără dar număr. Nu cereți nicio legitimație, nimic? Noastră? Da. V-am stâmpit pozi. Da? V-am stâmpit pozi. Aveți încredere, nu? Când vin și vă pun asta în față, aveți încredere, nu? Tu, Bacuș, dar n-am mai discutat noi despre povestea asta? Ba da. Am mai discutat acum 2 ani, cred. Da. Despre această problemă. Vreau să o readuc în atenție? În atenția României, practic. S-au umplut mall-urile, hipermarketurile și parcările de acești indivizi care, din nou, și doamne, domn și doamne, ca să domn fim și doamne foarte și copii, că, și copii. Că acum mai nou recent și copii. Am fost abordat chiar în Dedeman de niște copii. Wow. La fel cu aceste tabele. Da? Vine cu tabelă, nu? Da, vine cu tabelă. Așa, îți pune în față, dă-și cu drapelul, puțin o persoană cu handicap, asta e da, semnul persoană cu handicap, da. Ca să vadă lumea. Hai să le lăsăm aici așa. A, nu, că sunt nume a, nume fictive a pus acolo. El îți spune dacă vrei să donezi, n-ai nimica, îți mai pune și o poveste, te trece aici, uite aceea, cod poștal, oraș și donați. Hai că la modul, în felul următor îți face, ți-a banul și zice, scrii, semnați aici câți bani v-am luat, ca să vedeți că v-am luat bani, că nu, nu, domnul Bacuș, da, 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 despre da. Asta e vorba, adică nu v-am luat bani fără să vă hai. Punem să semnați că v-am luat. Exact. Ce de făcut? Cum facem? Cum să știți că este foarte complicat de rezolvat această situație. De ce? Am discutat și cu autoritățile, am discutat și cu paznicii marilor magazine. Nu prea au ce să le facă. Aceste persoane intră în aceste magazine cu aceste foi în buzunar. Cum văd un om, le scot din buzunar, îi le pun în față. Procedura este în felul următor, da? Vin cu foaia, vă pun în față, nu vorbesc, nu nimic, doar vă arăt prin semne să citiți aici. După cum puteți observa aici, este și greșit, este nici măcar nu există această asociație. Am discutat cu reprezentanții legitime ai acestor persoane cu dizabilități. Da. Asociația regională pentru surdomuți, handicapați și copii săraci. Dorim să obținem un centru internațional și național. O prostie. Fiți atenți ce schemă au făcut.
Casean, tu vezi un pic ce schimb a făcut aici, Casean? Casean, dar ce faci? Vrei să grămțenești acolo? Uite aici. Deci Asociația Regională pentru Surdomuți, ai văzut? Casean, ai văzut? M-ai văzut pe mine aici? Ce copii săraci, da. M-ai urma pentru văduve de război. În rest, le aveau pe toate. Pe bune, dacă nu. Păi și? Haideți să vă spun ce se întâmplă. Deci aceste persoane nu sunt din orașul nostru. Că dacă ar fi, ar fi rezonabil? Nu! Nu, dar vă spun că ei practică o transformanță urbană, dacă o putem numi așa, deci toți se plimbă prin alte orașe pentru a nu fi recunoscuți. Dacă cumva îți dai seama că această persoană dorește să te înșele, încep să vorbească, te amenință, te înjură, wow. Se adună în grupuri și te intimidează. Deci eu consider că este o problemă foarte gravă, ar trebui... Păi cum, surdomuții te amenință, te... Păi încep să vorbească după ce îți dai seama. Aha, după ce îți dai seama. Da. E epifania aia lor, nu? Am înțeles. Exact. Spune, domnul Bacăș, că e interesant ce ziceți voastră. Haideți să mai spun ce fac. Singur își trec aceste sume din PIX, deci ei practic numele acestea nu prea există. Deci ei își trec niște sume fictive, foarte mari, ați văzut, deci de la 200, de la 150 lei în sus, da? Uite, avem 500, 250, 500, știți din ce cauză? Pentru a convinge următorul donator a donat cât mai mult. Deci, v-am zis, personal am fost abordat de astfel de persoane, le-am cerut legitimația, bineînțeles că mi-am dat seama că este o înșelătorie. S-au uitat la mine, s-au făcut că nu înțeleg ce îi spun și au dat să fugă, m-am dus după el. I-am spus să se oprească, dar nu putem poliția. Și a cerut scuze, a început să vorbească. A început să vorbească, da. A început să audă, nu? Deci a început să vorbească, a început să audă, exact. A început să... Minune! Da. Și cel mai important este că sunt foarte bine îmbrăcați. Adică? Mai bine ca noastră? Mai bine ca mine. Deci o să observați pe ei doar firme, deci sunt foarte bine îmbrăcați pentru a nu... Eu știu ce gândire, cine a învățat să facă așa, pentru e, a nu... E o poveste în spate aici, e clar. Ați reușit să aflați de unde vin toate... Unii se duc banii ăștia bine, în buzunarul lor. Buzunarul lor, da. Atât? Deci, nu e o rețea sau e doar niște oameni care s-au prins că merge cu... Sunt niște oameni care s-au prins că merge prosteala asta. Uh-huh. Și credeți-mă că de 2 ani a luat amploare. V-am zis, am discutat și cu paznicii magazinilor, i-am zis să nu-i mai lase înăuntru, mi-au zis că nu au dreptul legal să facă acest adică? Lucru. Păi nu au voie, că intră cu foaia asta în buzunar, dacă nu-i lași să intre, te întreabă pe de ce nu-i lași. Haideți să facem și noi, domnul Bacuș, haideți să umplem și noi marele mall-uri din Suceava, magazinele mari, să umplem și noi, mergem și noi așa și începem și călărim. Nu mă întreabă nimeni nimic, apoi cum, la mine magazin fac ce vreau, fac... Că acolo dacă eu îmi fac, de exemplu, o firmă, să mă ierte reprezentanții mall-urilor din Suceava, dacă eu îmi fac o firmă și vreau să vând ceva, că la urma urmei, domnul Bacoș, despre vânzare, cumpărare este vorba aici. Așa este, da. Vinde inima, da? Îți vinde dragostea pentru a ajuta. E o vânzare, cumpărare. Eu, în mod, dacă mă duc să vând ceva, imediat vine și îmi cere chirii. Stai așa, dă-ți faci în contract. Dar eu, dacă vreau să vin cu două produse, așa, dau și un exemplu, vreau să vin brelocul ăsta, imediat mă ia la... Așa este. La agățat. Dar dacă vând bunul simț și vând, îmi vând sufletul și inima, ce se întâmplă? Adică... Nimic. Nimic, nu? Nimic, doar îi fugărește. Îi fugărește. Unii paznici, la solicitarea clienților, îi fugăresc afară și atât. Deci nu au ce să le facă. Poliția, ați încercat să vorbiți? Da, am discutat și cu poliția, trebuie să-i prinzi în flagrant, trebuie să... Deci e foarte complicată situația, să știți. El bagă foaia în buzunar și spune ce vrei de la mine. Păi, ți-a luat niște bani. Domnul Bagul, ți-a luat niște bani. Mi-ai luat niște bani. Mie mi-ai luat bani. Eu ți-am dat de bună credință ca să ajut ceva. Nu mi-ai spus, bă, pune aici în buzunar, domnul Bagul, pune și bătaie de 100 de lei aici. Adică nu despre asta e vorba. E vorba despre bătaie de joc la adresa sucevenilor care sunt de bună credință. Nu? Așa este. Și nu doar a sucevenilor, este o problemă la nivel național. Asta este cel mai important lucru de spus. Deci este o problemă la nivel național. Același tip de tabel au toate persoanele, da? Fiți foarte atenți, o să observați mașini de Ilfov, de București, de Constanța, de Cluj, de Timișoara. De ce doriți dumneavoastră să observați mașini prin parcări? Cereți, deci mesajul meu este următorul. Cereți legitimația persoanei care vă cer bani. O să vedeți că nu au legitimație. Scoate, dacă da? Fac și legitimație, cât e? Dacă au făcut o mizerie de asta, cât e? Mă mir, sincer, mă mir cum de nu și-au făcut legitimație. Puteau să-și facă o legitimație. Acum, în ziua de azi, au imprimantă imediat. Îți scoți, îți pui un cod acolo. Pui și o ștampilă, deci, inventezi, repet, o treabă. Am discutat cu aceste cu reprezentații legitime ai persoanelor surdomute din Suceava, din România, și mi-au spus că în acest moment nu au nicio campanie în desfășurare pentru a strânge astfel de fonduri. Ei se simt lezați, săraci. Pe ei cine să-i apere? Nici nu pot face prea multe. Deci nici nu pot, săraci, face prea multe. Am înțeles. Au acolo, dacă mă uit atât, au o ștampiluță, ceva aici, o prostie, da, o făcătură. O închipuire, da, o semnătură. O ștampiluță și dă drumul la joc. Am înțeles. Ce putem face, domnul Bacuș? Doar să atragem atenția în momentul de față? Din punctul meu de vedere, da, să atragem atenția. Acest mesaj sper să se viralizeze cât mai tare.
să ajungă unde trebuie. Cetățeanul, dacă care... știți care e problema, dacă oamenii sunt informați și nu mai cad în plasa acestor înșelători și picioare, da, cred că se vor liniști. Altfel, nu cred că avem cale de izbândă. Am înțeles. Domnul Bacuș, haideți un pic aici mai la inimioară, că Nenea Casian, bine ai venit la muncă, Nenea Casian. Ce mai faci? Te simți bine? Tot ok? Și de ce chem pe Nenea Bacuș la inimioară? Că la final vrem să facem și un anunț, că așa mi-a spus, că faci un anunț de sule. Dați-ți deoparte, de la ideți pe inimă acum, dragi. Spuneți, domnul Bacuș, profit de ocazie, nu, dar am și pregătit o diplomă de voluntar aici. Opa! Dacă toți suntem aici împreună, vreau să profit de această ocazie și să informez cetățenii din municipiul Suceava, dacă doresc, ca sâmbătă la ora 12, în mitocul Dragomirnei, da? Am inițiat o campanie amplă de împădurire. Opa! De împădurire? De... Da. Nu de tăiere? De plantare de arbi. Păi nu tăiem? Nu mergem să facem bani? Nu tăiem. Împădurim. Lăsăm, împădurim ca să fac alții. Doamne ajută, așa da. Știți că în anii ce au trecut tot am organizat campanii de ecologizare, la care ați fost prezenți dumneavoastră și foarte mulți cetățeni din municipiul Suceava. De mult am în plan să fac această campanie de plantare de copaci. Aceasta va fi chiar sâmbătă acum, de 19 octombrie, la ora 12. Da, la mitoc? La mitoc unde? La primărie? La mitocul Dragomirnei. La primărie în față, nu? Domnul Radu Reziu, că a fost foarte bucuros de această inițiativă, este alături de noi, ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie. Avem nevoie de teren, în primul rând. Știți ce este cel mai greu? Nici nu o să vă vină să credeți ce vă spun acum. Cel mai greu la o acțiune de plantare de copaci? Să cauți un teren liber de sarcini pentru a plata acei copaci. Sunteți glumeți acum, nu? Știți de ce? Fiindcă foarte multe terenuri sunt concesionate de către ciobani, de către... Și nu prea poți să... N-ai voie să plantezi ca să rămână oile, nu? Și să vină urșii la vale. Da, interesant. Aceasta este diploma pe care fiecare voluntar o va primi. Vor fi foarte multe surprize acolo, să vedeți. Ce? O să vedeți acolo, la fața locului. Sâmbătă la ora 12, da, la mitocul Dragomirnei, la primărie. Fiecare persoană va primi un puiet, un hârleț, o diplomă, o surpriză, Cațian, și ceva... Ceva? Ziceți ceva? Ceva gustări. Dragilor, sâmbătă la ora 12, nu vă luăm de dimineață ca să aveți timp să mergeți prin piața Volantă întâi. După care mâncăm ceva, ne pregătim de o faptă bună. Domnul Bacuș, mulțumim că existați și că puneți pe tapet problemele acestea. Și eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ne-l acordați la toate acțiunile pe care le-am demarat. Neîngrădit. Dragilor, despre asta e vorba. Ia, uite-ci. Despre asta e vorba. Despre o chestie de bun simț, despre acțiune și despre înșelătorie. Vă rog să faceți diferența. Sâmbătă, dacă vedeți așa ceva, gândiți-vă că dați banii pentru mincinoși. Dar dacă vedeți așa ceva, să știți că merită. Plus că aici e Nuț Bucovina, Nenea Casian, ai văzut că e Nuț Bucovina aici? Nuț Bucovina și noi, moți cocos, dacă nu eram capădochile în frunte, nu se întâmpla acțiunea asta. Doamne, doamne, îi mulțumim domnului Bacuș, ne vedem sâmbătă la program. Până atunci însă, fiți atenți și fiți îngăduitori cu banii voștri. Până la urmă e vorba despre banii dumneavoastră și nu merită să-i dați pentru cei care vă vând minciuni și dumneavoastră puneți o bucățică de inimă acolo. Ca de obicei, sus inima.